O echipă a Fondului Monetar Internațional se află la București în perioada 25 septembrie-4 octombrie 2023 pentru analiza anuală a economiei noastre. Reprezentanții FMI vin în România în timp ce guvernul se pregătește să-și asume răspunderea pe austeritatea fiscal-bugetară. Echipa Fondului Monetar va discuta cu autoritățile române despre politicile economice în cadrul unor întâlniri cu reprezentanții ai Ministerului Finanțelor, ai Băncii Naționale a României și ai altor agenții guvernamentale. Vizita are loc chiar în perioada în care guvernul urmează să își angajeze răspunderea în Parlament pentru pachetul de măsuri fiscal-bugetare. Totodată, experții instituției financiare internaționale se vor întâlni cu reprezentanții ai sectorului privat și ai organizațiilor non-guvernamentale. Primele discuții au avut loc la Ministerul Finanțelor în cursul acestei zile. În urmă cu o lună, guvernatorul BNR Muguri Sărescu a declarat că în cazul în care guvernul nu ia măsurile de ajustare și consolidare fiscală, acestea vor fi făcute de piețe, iar corecția prin mecanisme de piață este mult mai greu de controlat. Fondul Monetar Internațional efectuează astfel de consultări periodic cu toate statele membre în scopul de a prezenta recomandări pentru asigurarea stabilității și a unei evoluții pozitive la nivelul economiei.